Bună seara! Cu toții ne dorim că atunci când devenim părinți să avem copii sănătoși. În mare parte depinde de noi. Primul pas începe cu alimentația, pentru că aceasta este temelia pe care construim sănătatea copilului și a adultului de mai târziu. Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Tableta de Sănătate. Alimentația copilului, sănătatea adultului este tema din această după-amiază. 0232 20 90 20, numărul de telefon la care puteți suna și puteți adresa întrebări invitatelor. Pentru început, urmărim un reportaj, apoi vom cunoaște invitatele din această după-amiază. Primul an din viața unui copil este o perioadă extrem de importantă, de care depinde în mare măsură dezvoltarea lui ulterioară. Hrana în acest context are un rol hotărător. Obiceiurile alimentare trebuie învățate din prima zi de viață și pot ajuta bebelușul să se transforme într-un adult sănătos. Alimentația naturală este, bineînțeles, standardul de aur pentru orice nou-născut. Fiecare nou-născut are dreptul să primească laptele mamei lui, pentru că fiecare lapte este specific pentru acel copil, pentru că este mare diferență între laptele mamei care are un nou-născut la termen față de laptele mamei care are un nou-născut prematur. Pentru fiecare categorie se secretă un lapte pentru nevoile acelui copiluț. Este foarte importantă această alimentație. Cu cât este mai mic copilul, cu atât mai mare este nevoia de lapte matern, pentru că pentru nou-născutul prematur și pentru nou-născutul cu restricție de creștere intrauterină, aportul de substanțe nutritive din laptele materne este propice și foarte ușor de digerat pentru acel copil, dar este foarte bogat în anticorpi, pentru că acești copii sunt privați de ultima perioadă a gestației în care și-ar face transferul major prin placentă de imunoglobuline, de anticorp, care să-i apere de următoarele îmbolnăviri. Astfel că laptele materne este, cred, singura sursă care le poate oferi o protecție pe termen lung. Nu doar pentru îmbolnăviri este important laptele de mamă. Laptele de mamă aduce copilului, îi oferă o creștere armonioasă, aducându-i principiile nutritive în proporții și valori nutritive deosebite, întrucât copilul care nu poate beneficia de aceste de laptele de mamă, indiferent cât de sofisticate ar fi formulele adaptate, pentru că acum există și formule adaptate pentru prematurul foarte mic, cu greutate sub 1000 de grame, formule adaptate pentru copilul între 1000 și 2000 de grame, copilul până la 2500 de grame. Indiferent cât de mult s-au străduit firmele de lapte să poată urma tiparul laptelui matern, nu poate fi urmat acest tipar. Acești nou-născuți care primesc formule de lapte sunt predispuși în viitor la dezechilibre metabolice. Obezitatea este mult mai frecventă la această categorie de copii. Chiar dacă copilul a fost la termen născut, dar cu greutate mică, cu restricție de creștere intrauterină, el are o creștere surprinzătoare în greutate în următoarea perioadă, astfel încât pediatrii de mai târziu se vor întâlni cu obezitatea și cu alte boli metabolice la această categorie de nou-născuți. Ora mesei nu este doar acel moment în care bebelușul își potolește foamea, ci el învață, se dezvoltă și ascultă. Cea mai potrivită hrană pentru nou-născut este laptele matern, datorită calităților imunizante și antialergice. Laptele de mamă este de neegalat, este de o valoare imunologică foarte înaltă față de orice tip de alt tip de alimentație. Îl ferește pe copil de infecții, de alergii, de tulburări digestive. Există legătura strânsă între mamă și copil în perioada când acesta stă la sân, încât alăptarea reprezintă, de fapt, o prelungire a conviețuirii, să spunem, celor două suflete, mamă și copil. Cu cât aceasta este mai lungă în decursul existenței nou-născutului și ulterior a sugarului, cu atât legătura dintre ei va deveni indestructibilă pentru întreaga viață. Recomandările actuale sunt alăptare exclusiv la sân 6 luni de zile, după aceea diversificare corectă și alăptare în paralel,
până la 2 ani, 2 ani și jumătate dacă se poate. Studiile clinice au dovedit că nici apariția unei sarcini la sfârșitul perioadei de alăptare nu contraindică alăptarea. Cele două fenomene pot merge în paralel fără să dăuneze nici mamei, nici copilului care urmează să vină pe lume. În schimb, legătura sufletească creată s-a dovedit clar că este absolut unică. Aproximativ 90% dintre nou-născuții care părăsesc maternitățile sunt alăptați. După numai 2-3 luni de la externarea din spital, multe mame renunță definitiv sau parțial în a-și hrăni copiii la sân. Nu trebuie să uităm că alimentația la sân este cel mai bun și sănătos lucru pe care îl putem face pentru bebeluși. Am reușit să-l alăptez la sân din primele ore. L-am născut cu greutate de 3600 de grame. Natural. Aveți emoții? Da. Sunt normale. Am 4 copii, 3 băieți cu tot cu el și o fată. I-am alăptat pe toți, nu prea mult, că nu au fost și... Câte luni ați alăptat? Cam fata am alăptat-o mai mult, 2 ani și au fost mai... Dar băieți, nu, câteva luni, 2-3 luni, cam așa. În rest, sănătoși. A fost o sarcină grea? Cu el, da. Au fost mai greluți, dar cam nici mai devreme. Că au fost durerile mai devreme și... La câte săptămâni ați născut? La 38 și câteva zile. Da. Cunoașteți care e importanța alimentației naturale? Are imunitatea mai bună și mai rezistă la orice microb. De asta este bine să alăptăm. Nou-născuții, alăptați la sân, se dezvoltă mai bine, cresc în greutate mai rapid, sunt mai rezistenți la infecții și nu au colici. Iar infecțiile respiratorii apar destul de rar. Venirea pe lumea unui copil va însemna schimbări majore pentru fiecare dintre noi. Este un moment de mare bucurie, dar și de responsabilitate. Alimentația nou-născutului, sănătatea adultului, tema emisiunii din această după-amiază. Invitate în platoul Tablete de Sănătate sunt doamna profesor universitar dr. Maria Stamatin, directorul medical al maternității Cuza Vodă din Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit, de fapt. Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi și doamna dr. Anca Bivoleanu, medic primar neonatolog, clinica de neonatologie de la aceeași maternitate Cuza Vodă din Iași. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumim că sunteți de asemenea alături de noi în această după-amiază. După cum am văzut și în reportaj, venirea pe lume a unui copil este o bucurie, dar în același timp o frică, pentru că avem o mare responsabilitate. Dintr-o mână de om trebuie să creștem un copil sănătos și apoi un adult sănătos. Unde și când începe responsabilitatea mamei în toată această ecuație? Responsabilitatea mamei începe din momentul când se gândește să aducă pe lume un copil. Pentru că orice mamă și orice familie care dorește să aducă pe lume un copil trebuie să fie responsabilă și să se gândească că acel copil trebuie să-i se ofere totul. Acelui copil trebuie să-i se ofere totul. Și mie îmi place o rugăciune pe care o spune nou-născutul când vine pe lume. Spune: dăm, Doamne, căldură, dăm, Doamne, hrană, un medic și o asistentă care să mi le ofere pe acestea și, bineînțeles, o familie care să mi le ofere pe acestea. Sigur că momentul nașterii este unic pentru toată lumea și pe lângă bucurie aduce după sine și teamă și întrebări și dacă va fi bine, dacă va fi bine, ce se va întâmpla dacă nu va fi bine. Sunt tot felul de întrebări pe care, de fapt, mămicile ar trebui să le știe încă din perioada când copilul este încă în burtică. Colegii obstetricieni ar trebui să pregătească mama atât pentru naștere, cât și pentru alăptare, pentru că alăptarea la fel este unică și este dreptul fiecărui copil ca să-și primească laptele mamei lui, care este unic,
nu poate fi copiat de nicio formulă de lapte, indiferent de cât este de adaptată, încât modul cum începe viața unui nou-născut în maternitate se va derula în continuare viața copilului și ulterior a adultului, pentru că alăptarea și nu neapărat alăptarea, pentru că laptele de mamă poate fi administrat, de exemplu, la prematuri prin gavaj, adică pe sondă, care se duce direct în stomacelul copilului. Este pe lângă faptul că este un aliment, deci îi oferă toate principiile nutritive, laptele de mamă este și un medicament prin componentele imunologice, așa cum ați văzut în reportaj, pe care le conține laptele de mamă. Nicio formulă de lapte nu poate să aducă aceste componente imunologice, chiar dacă au încercat să adauge preprobiotice, totuși ceea ce are laptele de mamă nu poate fi egalat. Încât eu răspund la întrebarea mamelor ce ar trebui să primească copilul meu acasă, ce formulă de lapte, și spun mereu lapte de mamă. Trebuie, în general, mamele trebuie învățate încă din maternitate cum să alăpteze copilul, pentru că nu există mamă care, dacă dorește să alăpteze copilul, să nu aibă lapte. Deci totul pleacă de la stimul extern, ajunge la nivelul creierului, hipotalamusului, și de acolo începe secreția de hormon care va duce la secreția de lapte și pe urmă eliberarea laptelui prin subtul copilului. Deci numai mamele care nu doresc să alăpteze, sigur nu vor alăpta, pentru că sunt mame care într-adevăr consideră că alăptatul duce la o modificare a sânului. Din contră, pot să le spun că alăptatul le face pe mame mai frumoase, sânul nu se modifică niciun fel și pot alăpta chiar dacă au sâni cu implanturi fără niciun deci fel de problemă. Deci nu este nicio problemă. Nu, singurul lucru ce nu se poate face la implant, când au implant, storsul cu pompa, pentru că distruge acel implant, dar în rest alăptarea este permisă. Cum alăptăm copiii, bebelușii, nou-născuții, la cerere, cu program, din 3 în 3 ore, cum e corect? Cum e bine pentru ei, în primul rând? Nou-născutul spune, dacă știm să îi recepționăm semnalele, nou-născutul spune cum vrea și când vrea alăptat. Pe lângă importanța laptelui de mamă în sine, laptele de mamă, mama când alăptează, îi oferă și o dragoste, o legătură indestructibilă care începe din momentul nașterii și continuă pentru o mamă toată viața. Cum îl alăptăm? Copilul foarte mic, cu greutate foarte mică, sunt tehnici speciale. Este nou-născutul prematur. Pe măsură ce se apropie de termen, nou-născutul își creează un program de alăptare. Desigur, în maternitate, și este încetățenită ideea peste tot, nu numai la noi în lume, copilul trebuie să mănânce din 3 în 3 ore. Aceasta se face un program strict, pentru că sunt un anumit număr de personal, un anumit număr de copii și trebuie să ai o evidență a faptului că le dai din 3 în 3 ore la acești copii. Dar noi recomandăm la cerere. Da. Trebuie să te contrazic, că se vede că nu lucrează în sistemul rumingin, deci nu lucrează. Doamna doctor lucrează în secția de terapie intensivă și prematuri. Nu lucrează într-un sistem unde mama stă împreună cu copilul, tocmai pentru a oferi posibilitatea mamei să alăpteze de câte ori dorește copilul. Deci în acest moment, în maternitate, faptul că mama stă împreună cu copilul are posibilitatea să alimenteze copilul de câte ori dorește, dacă mama dorește. Pentru că sunt și mame care nu doresc să stea împreună cu copilul lor. Și atunci, sigur, li se ia copilul și se duce doar la alăptat. Dar ideea este de alimentație la cerere, nu după programe. Nu, continuăm cu
partea noastră de prematuri care îi alimentăm, sigur, uneori la 2 ore, uneori la 3 ore și după niște programe riguroase, dar pentru nou-născutul normal se recomandă alimentația la cerere, adică de câte ori vrea și cât vrea acel copil, până la vârsta de 6 luni, dacă laptele este suficient. Încât povestea cu alimentația la 3 ore nu mai este valabilă pentru nou-născutul la termen normal. Pentru nou-născutul prematur, unde până reușim noi să-l învățăm să mănânce, uneori durează și 2, 3 și 4 luni, sigur că trebuie să avem un program mai riguros și mai ales ca să știm câtă mâncare primește acel nou-născut. Dar pentru cei ce primesc formule, într-adevăr, alimentația trebuie să se facă după un program, pentru că există riscul de a supraalimenta copiii cu aceste formule și riscul de obezitate. Trezim copiii și noaptea? Dacă avem un bebeluș care doarme, să zic, 6 ore, 7 ore. Depinde. Își cere drepturile. Da, el își cere drepturile, ei, da. Își spațiază la început, poate să mănânce 10 de 12 ori pe zi. Până mama se obișnuiește cu copilul, până secreția de lapte este suficientă. După aceea spațiază singur. Unii mănâncă la 2 ore, alții mănâncă la 3 ore. În general, în primele 3 luni, nu se păstrează pauza de masă de la ora 3, își cere singur drepturile, clar, și după 3 luni începe să spațieze singur, adică o să mănânce, știu eu, pe la ora 12, să trezește dimineața la 5 sau la 6 și mănâncă. Deci nu este cazul să trezim copiii pentru ca să le dăm să mănânce, dar dacă copilul are iter, atunci este un copil mai somnolent, mai leneș și sigur că trebuie să insistăm noi mai mult cu alimentația și cu alăptarea. Da. Plus că plânsul nou-născutului ne spune foarte multe. Ne atrage semnalul de alarmă. Da, un nou-născut și în general până la vârsta de 3-4 luni nu plânge degeaba. De regulă, prima cauză este plânsul de foame. Plânge viguros și atunci gestul reflex al fiecărei mame este de a-și pune copilul la sân, să-l pună la sân, să-i dea să mănânce. Un copil mai gras va mânca mai rar, el are stomacul mai mare, este și logic. Un copil cu greutatea, să zic, între 2500-3000, va mânca puțin mai des, stomacelul lui este mai des. Mai mic, mă scuzați. Deci de aceea spun, plânsul, o mamă în timp își recepționează copilul. Un plâns mai slab este de durere, un plâns scâncit vrea să întorci de pe o parte pe alta. Până la urmă trebuie să învățăm. Trebuie să ne învățăm. O să întrebăm pe bunica, doamna doctor Biboleanu, să ne povestească cum au fost primele zile cu nepoata în casă. Da, am auzit că aveți o nepoțică de 7 luni să vă trăiască. Mulțumesc, mulțumesc. Cum i-ați deslușit plânsul? Hey, mama i-a deslușit plânsul. Bine, am învățat-o, vă dați seama că am învățat-o și am învățat-o și pe fica mea să alimenteze natural și a fost totul foarte bine. Și emoțiile au fost duble și de bunică și de medic. Da, să știți că da. Nu poți... în acele momente simți nevoia să întreb cât mai mulți, nu mai judești din perspectiva medicului, judești din perspectiva mamei și a bunicii. Atunci când am prezentat în avans această tema emisiune, am primit câteva întrebări de la telespectatoare. Vreau să știe cum stimulează lactația. Uneori unele mame au senzația că poate nu au destul lapte și atunci ce trebuie să fac? Subtul copilul este cel care stimulează. Întrebau de medicamente, de alimente. Da. Deci cu cât o să pună mai des copilul la sân, cu atât secreția de lapte o să fie mai mare și sigur consumul de lichide într-o cantitate, să spunem, un pic mai mare decât de obicei. Există tot felul de ceaiuri care duc la stimularea secreției lactate, dar nu berea. Deci era pe vremuri așa o istorioară că berea stimulează secreția de lapte, din contră americanii au ajuns la concluzia că scade secreția de lapte. Există tot felul de ceaiuri care pot să stimuleze secreția de lapte. Există și preparate, mă rog, medicamentoase care pot stimula secreția de lapte. Dar eu nu recomand decât subtul copilului, pentru că acela este stimulul care duce la intensificarea secreției de lapte.
Plus că dacă mama, chiar dacă este obosită și nu poate să, copilul să sugă, chiar mirosul sânului mamei poate declanșa secreția lactată. Zic că secreția lactată, 85%, tot cercetătorii spun, este de origine psihogenă. Deci, într-adevăr, cum amintea și doamna profesor în introducere, dacă o mamă își dorește să alăpteze, va alăpta. Și de multe ori noi recomandăm mamelor ca pur și simplu, dacă sunt prea obosite sau nu au suficient lapte, să-și țină copilul în brațe. Chiar mirosul pruncului, pruncul simte mama, poate să declanșeze secreția lactată. Este important ceea ce mănâncă mama atunci când alăptează? E nevoie să țină un anumit regim? La fel sunt istorii, sunt de domeniul trecutului. Mai văd și acum și medici și asistente care spun, vezi, nu trebuie să mănânci legume sau fructe sau... Trebuie să mănânci absolut echilibrat, să ai și legume și fructe și brânzeturi și carne în proporții echilibrate. Sigur, nu o să încep să mănânci un kilogram de portocale, dar este chiar recomandat ca mama să consume legume și fructe crude pentru Era ideea că va avea copilul colici. Da, asta este, nimeni nu știe cauza colicilor. Toată lumea a încercat să studieze această patologie care este foarte impresionantă pentru mamă și pentru familie, pentru că începe undeva în jurul orei 12 noaptea și ține până pe la 3-4 dimineața. Dar am observat acolo unde mama este relaxată și familia este relaxată, copiii nu au colici. În general, în stările de anxietate a mamei și a familiei, să ajunge și la colici la copil. Eu, de asemenea, toate preparatele care sunt pentru combaterea colicilor copilului, le recomand doar pentru psihicul mamei. Nu am niciun fel de încredere nici în unul din acele preparate, pentru că neștiind care este cauza și care duce la colici, nu există niciun fel de tratament, încât căldura locală, ținut în brațe pe pieptul mamei sau mai mult pe al tatălui și vocea tatălui calmează foarte mult copilul. Dar în general, dacă mama este relaxată, copilul nu are colici. Foarte multe mămici se tem și de regurgitare după ce mănâncă bebelușul și îl plimbă 10 minute, un sfert de oră până regurgitează bebelușul. Au teama aceasta să nu cumva să se nece cu... Copilul după ce mănâncă trebuie ținut ridicat, într-adevăr, să dea aerul afară, ceea ce se spune și în popor. Da? Din ce cauză? Ei suc foarte lacul. Nu întotdeauna, durează cam una, două săptămâni până să învețe să facă o priză ca o ventuză cu gurița pe sân și să nu mai înghită aer. Practic, într-adevăr, cauza colicilor nu este pe deplin cunoscută, dar sunt mai multe ipoteze, printre care faptul că bebelușul înghite foarte lacum, prin asta înghite și aer și stomacelul se destinde și uite așa ne doare burtica. De aceea se recomandă ca oricât de obosit ar fi mama sau copilul să fie ținut ridicat, să dea aerul afară. Este foarte important. Dacă a mâncat mai mult decât are nevoie, normal că odată cu aerul va mai da și o guriță de lapte afară spre teama tuturor. Teama tuturor de mine, din celor din jur. Avomat, sau chiar mai grav. Oricum, scuză-mă că te întrerup, mămicile trebuie să facă diferențierea între aceste regurgitații și vărsături, pentru că de obicei se prezintă la medic cu această, copilul meu a vărsat. Păi cum a vărsat? Păi i s-a prelins ceva la colțul gurii. Aceea este regurgitație. Vărsătura este într-o cantitate mult mai mare, uneori este explozivă, este la distanță, deci este diferență între vărsătură și regurgitație și pot regurgita o perioadă bună de timp, chiar primele 2-3 luni acest lucru îl găsim frecvent. Și tu știi cel mai bine. Așa este, 0232 20 90 20, numărul de telefon la care puteți suna și puteți adresa întrebări invitatelor din această după-amiază. De unde știm că s-a săturat bebelușul? Îl ținem cât la sân? Îl cântărim înainte de masă, după fiecare masă? Nu, pentru că dacă copilul mănâncă la cerere,
este clar că nu trebuie cântărit, deci trebuie scos acea idee de proba subtului din mintea mămicilor. Eu le învăț pe mămici să cântărească copilul după ce se externează, deci să aibă cântarul lor. Deci dimineața este greutatea pe care o găsești acasă, care uneori diferă de greutatea din spital, pentru că nu totdeauna cântarele sunt calibrate. Și dacă peste o săptămână, după o săptămână, le mai cântărim copilul, a luat în greutate minim 120 de grame, înseamnă că are lapte de mamă. Există această tendință a mămicilor care, în momentul când copilul a mâncat, se trezește, iar stă la sân o perioadă de, iar se trezește. Trebuie să înțeleagă că trebuie să educăm totuși puțin, pentru că ei devin așa mici bestii și utilizează sânul ca și pe o suzetă, încât un subt normal nu ar trebui să dureze mai mult de 30 de minute. Deci un subt la un copil viguros, 20-30 de minute, care poate să fie dintr-un sân, următorul sân fiind la cealaltă masă. Deci ideea de a avea o cutie de formulă de lapte acasă este cea mai mare greșeală a părinților. Pentru că în momentul când copilul plânge, și plânge din alte motive, fie că trebuie schimbat, fie că încă nu s-a obișnuit cu mediul de acasă, trecerea de la spital acasă este destul de dificilă pentru toată lumea și implicarea familiei și a bunicii și a vecinei și a bunicii de la mamă și a bunicii de la tată și așa înseamnă mult pentru copilul respectiv, încât este bine ca mămicile să nu aibă acasă o cutie de lapte, o formulă, pentru că în momentul când o să plângă copilul, o să fie tentate să creadă că nu este destul lapte și o să dea primul biberon și apoi și al doilea și al treilea și după aceea mica persoană, că fiecare copil este un el. Auzi, mămici, copilul meu mănâncă nu știu ce și a crescut 800 de grame și vine mămica disperată, uite, copilul meu a primit sân și n-a crescut 800 de grame. Sigur, copiii care sunt alimentați la sân nu totdeauna cresc la fel de bine cum cresc cei care primesc formule. În primul rând că la cei care primesc formule există tendința aceasta de supraalimentație a mamelor, pentru că să zicem că îi face 100 de mililitri și el mănâncă, vrea să mănânce săracul 60, dar mama spune ei, dar nu arunc eu cei 30 de mililitri, lasă-ți, mănâncă el și pe acei 30. Deci este foarte bine ca mamele să înțeleagă cât este de important laptele de mamă pentru copilul lor, pentru foarte multe motive. Și unul am spus, cel imunologic, dar copilul alimentat la sân nu va face alergii, nu va face acea dermatită atopică care frecvent întâlnită și care în timp poate ajunge la ast bronșic. N-am văzut alergii la laptele de mamă, doar dacă mama, să spunem că a consumat o cantitate foarte mare de lapte, de vacă, și atunci, sigur, poate să ducă la alergii la copil prin laptele pe care l-a consumat mama. Dar laptele de mamă, nu, dacă îi spune mame, dacă o să-i dai copilului să mănânce, o să fie un copil mai inteligent. Orice mamă își dorește ca să aibă un copil inteligent. Laptele de mamă va
duce la scăderea incidenței rahitismului și anemiei. Rahitismul este, din păcate, o boală, o maladie care, spun eu, că implică foarte multe lucruri, nu numai că are deformări osoase sau, știu eu, un deformări la nivelul oaselor capului sau la nivelul membrelor sau la nivelul toracelui. Vitamina D din laptele de mamă, chiar dacă este în cantitate mai mică, absorpția este mult mai bună decât în laptele, în formulele de lapte, și să nu mai vorbim de laptele de vacă. Un copil n-ar trebui să primească lapte de vacă înainte de vârsta de 3 ani, dar măcar înainte de vârsta de un an. Sunt mămici care totuși recurg la acest aliment? Sunt mămici care recurg la acest lucru pentru că nu au lapte, dar eu aș spune că în general la țară există o tradiție de alăptare. Sau exista. Din păcate, nici asta nu mai s-a păstrat. Mai corect, cred. Da. Exista. Exista. Făcând un studiu cu colegii mei, am constatat cu stupoare că doar, cred că erau undeva 28-30% din copii erau, pe o perioadă de 5 ani, erau alăptați exclusiv la sân până la vârsta de 6 luni. Restul fie primeau mix, adică lapte de mamă cu formulă, fie formulă sau, din păcate, unii lapte de vacă. Există și contraindicații ale alăptării? Sunt, dar să revin puțin, mi-adică minge la fileu, doamna profesor, vis-a-vis de greutate. Mămicile n-ar trebui să se îngrijoreze. Ca etalon este sub câte micțiuni are copilul, de câte ori face pipi, adică în 24 de ore. În mod normal, un copil trebuie să facă de 8-10 ori pipi, dar pe părsul să fie totuși plin, nu o leacă stropit. În felul acesta, mama poate să aibă un etalon perfect. Dacă a făcut de 8-10 ori pipi în 24 de ore, înseamnă că el a primit exact cât are nevoie, a eliminat cât trebuie și în felul acesta își asigură o curbă ponderală ascendentă vis-a-vis de greutatea copilului. Și tot vis-a-vis de greșeli, așa zis greșeli de alimentație, din dorința mamei de a-i da cât mai mult, chiar mama care alimentează la sân, mama pune, de exemplu, copilul la un sân, celălalt sân automat din reflex începe să curgă laptele și mama îl mută. Dar să știți, în succesiunea secreției lactate, la început, primele minute, curge apă. Laptele de mamă are în compoziție 90% apă. Restul sunt substanțele nutritive atât de benefice pentru copil. După aceste 3-4 minute încep să vină substanțele nutritive de care are nevoie copilul. Când începe să curgă celălalt sân, mămica, stai că ăsta curge mai bine, îl mut la celălalt sân și practic copilul răia apă. Ca și cum noi am bea un pahar de apă, unul de iaurt și iarăși apă. Normal că săracul copil se deranjează la burtică și apă alcoolicele. Deci este foarte important nu numai punerea la sân, cât ții un copil la sân, exact cum spunea și doamna profesor, măcar 20 de minute la un singur sân, după aceea îl ridicăm, regurgitează și dacă mai vrea o gură, ca și noi, un după masă copioasă, mai vrem o gură de apă, îl mai putem pune la celălalt sân. Iar în ceea ce privește contraindicațiile, sunt foarte puține. Vis-a-vis de asta, aș face o mențiune la declarația Innocenti, a fost dată în 1980, cum că toate mamele, indiferent de vârstă, paritate, asta însemnând a câta naș, forma sânilor, starea de sănătate, au dreptul și pot să alăpteze. Drept atât al mamelor cât și al nou-născutului. Contraindicații se împart în absolute și relative. Absolute, din păcate, sunt afecțiuni severe ale mamelor, gen afecțiuni cancer sau boli psihice severe. Acestea constituie contraindicații absolute. Și tuberculoza. Și tuberculoza activă, din păcate, activă, care la noi e în creștere. În rest, sunt relative pe o perioadă în care mamele, de exemplu, au de făcut un tratament. Am avut chiar în practica noastră medicală mame care și-au dorit foarte mult să alăpteze, au avut accident de circulație, au întrerupt pe perioada tratamentului, atât de mult și-au dorit doamnele respective să alăpteze, încât după 2-3 luni și-au pus copilul la sân și-au putut alăpta.
Da, exemplu stă tot etajul 6 cu copii crescuți din, cu laptele propriilor lor mămici, mame de prematur, care vin, se stor când pot, dar din ideea ca și copilașul lor să beneficieze de laptele de mamă. Și contraindicațiile relative, v-am zis, există situații strict specifice. De altfel, natura ne dă un exemplu, vedeți, fiecare specie își alăptează puiul ei. Așa și omul ar trebui să-și alăpteze puiul. Da, și infecția cu virus HIV. Da, bine, sunt contraindică alăptarea. Alăptarea, și da. Și discuția este vis-a-vis de purtătorii de antigen HBS, deci nu cei care au hepatită da. Cronică, mamele purtătoare de antigen HBS sau C, sunt tot felul de discuții. Se spune că dacă mama are antigen și anticorpi, riscul de transmitere la copil este nul. Dacă noi administrăm un vaccin antihepatitic la naștere și imunoglobulină anti-B, ar trebui să înceapă să alăpteze după, sigur, la mama care are viremie, da. Să spunem, într-o cantitate mai mare, ar putea să înceapă să alăpteze după 3 săptămâni când începe să fabrice anticorp. Sunt greu de convins mamele și atunci, în general, noi încercăm să le lăsăm cum doresc, pentru că, din păcate, acel copil care provine dintr-o sarcină cu mamă cu viremie, nu numai purtătoare de antigen HBS, sigur, dacă are și HBE-ul, atunci lucrurile stau altfel, sau a avut hepatită în ultimul trimestru de sarcină, chiar dacă copilul la naștere n-a fost afectat în timp, poate să rămână și el purtător sau poate să dezvolte în timp hepatită cronică. Când începem diversificarea? La ce vârstă începem diversificarea? Pentru copii alăptați la sân e diferență față de ce e hrăniți cu până lapte formulă? Până acum 2 ani, organismele internaționale care făceau recomandările era că nou-născuții care sunt alimentați la sân să înceapă diversificarea după 6 luni, dar nu mai târziu. Deci nu mai târziu. Iar nou-născuții și sugarii alimentați cu formulă să înceapă diversificarea la 4 luni. Se pare că lucrurile s-au schimbat. Toată lumea începe diversificarea la vârsta de 6 luni. Vreau să le atrag atenția mămicilor că diversificare înseamnă și administrarea de suc de fructe. Până la această vârstă până nu folosim ceai, apă? Nu. Dacă mama are lapte suficient, sigur nu este nevoie nici de ceai. Nu este nevoie de suc de fructe. Pediatria veche spunea că la 6 săptămâni copilul trebuie să primească suc de fructe. Nu cred că era pregătit să primească acest suc de fructe și atunci lucrurile s-au schimbat în timp. Sucul de fructe poate să-l primească mama ca să aducă copilului un surplus de minerale și vitamine. Deci diversificarea trebuie să înceapă după vârsta de 6 luni, dar nu mai târziu. Pentru prematur, diversificarea trebuie să se facă după vârstă corectată și nu după vârstă cronologică. Și o să dau un exemplu. Un prematur care s-a născut la 28 de săptămâni de gestație, el se va externa din maternitate, să zicem, pe la 3 luni, dacă totul merge bine. De fapt, se va externa în momentul când el s-a născut. Ar fi trebuit să se nască la 40 de săptămâni. Deci are un deficit de 3 luni, încât diversificarea la această categorie de copii nu se va face după vârsta cronologică, ci după această vârstă corectată. Diversificarea trebuie să se facă când sugarul este sănătos. Deci nu facem diversificare dacă sugarul are o problemă, fie respiratorie, fie digestivă sau o altă problemă. Diversificarea
se propune și nu se impune. Urăsc ideea că neapărat un copil trebuie să primească supă de zarzavat. Nu toți copiii doresc să primească această supă de zarzavat. Și cu cât mama o să vină să-i dea cu lingurița acea supă de zarzavat, cu atât acel copil va refuza această supă de zarzavat. Deci, mâncarea se propune și nu se impune. Orice lucru impus, chiar pentru un sugar așa de mic, nu va fi acceptat. Sigur, este bine să evităm zahărul până la vârsta de un an, sarea, doar sarea care este luată din aliment. Deci nu adăugăm noi. Nu adăugăm sare. Este bine să evităm glutenul după unii până la 7 luni, după alții până la 9 luni, după unii până după un an. Și cum e corect? Eu zic că după vârsta de 9 luni este bine să încercăm să dăm copilului și gluten. Unii pediatri spun după 7 luni. Ei, aici rămâne și de modul de comportament al copilului. Dar oricum nu trebuie să exagerăm cu făinoasele, care nu fac altceva decât să ducă, să predispună copilul la obezitate, pentru că practic un copil, dacă va avea tendința spre obezitate înainte de vârsta de un an, va fi un obez ulterior. Deci este bine ca să ne gândim la ce calorii și din ce dăm calorii copiilor noștri, încât excesul de făinoase nu este cel mai bun. Deci regimul trebuie să fie echilibrat, să conțină proteine, glucide în cantitatea din fructe și nu din zaharuri și din, de exemplu, ciocolată sau știu eu, până la vârsta de un an. Să evităm produsele care produc alergii, deci alimentele care pot produce alergii, cum este albușul de ou, care nu se dă înainte de un an, eu nu-l recomand. Peștele și el poate fi un aliment alergogen și este bine să fie dat undeva după vârsta de 9 luni. Toate mămicile, să repet, să dea banană. Din păcate, banana. Așa este, nu vă contrazic. Da, banana este bine la fel să o dăm după vârsta de 6 luni. Există această tendință să-i dăm copilului, uite, ceva din farfuria noastră, că este poftă. Sigur că putem să facem, să-i ducem lingurița să pună. Și, de exemplu, dacă este un copil bine dezvoltat și stă bine șezut după 6 luni, dacă îl punem la măsuța lui și punem mâncare acolo, chiar dacă și-o toarnă pe el, se va învăța să mănânce. Adică nu va veni bunica sau mama și spune, hai, deschide gura că vine avionul și o să vedem noi ce încercăm să mai facem. Încercăm să-l învățăm să mănânce singur, da, în momentul în care absolut, pentru că este cea mai mare greșeală ca supa să fie dată cu beronul, ca totul să fie pasat, copilul acela nu își va dezvolta masticația. Și de la ce vârstă putem să-i dăm mâncarea nepasată? Sau până la ce vârstă putem merge cu această mâncare, deci, pasată? Deci, eu spun că după vârsta de 9-10 luni, mai trebuie să avem terciul acela de mâncare. În momentul când îi apar dinții și apare dentiția, el trebuie totuși să se obișnuiască să-și mestece așa micile lui bucățele de alimente. Aveam copilul unor prieteni care avea o plăcere să mănânce brocoli. Și dacă îi fiat bea zilnic brocoli și le punea în
farfuria, în farfuriuța lui și pe masă, își lua acel brocoli și îl ducea și îl mânca singur fără să intervină bunica, hai, te rog. Deci există copii care, a care părinții sunt disperați că nu mănâncă și există copii la care părinții sunt disperați că mănâncă prea mult. Acei copii care, la care părinții sunt disperați că mănâncă prea mult copilul și este prea grăsuț, sunt în general copiii la care, care au fost, cum îmi place mie să spun, îndopați. Deci trebuie să mănânce neapărat 150 de mililitri de supă de zarzavat. Trebuie să vă spun, supa aceea nici eu n-aș mânca-o. N-are niciun gust. Deci prefer, dacă nu-i place, să o schimbăm pe ciorbiță, pui un pic de borș în supa respectivă și îi schimbi gustul. Sau sunt copii care mănâncă supa cu banană. Îi pui banană ca să își primească supa. Dar copilul arată când vrea să mănânce, da, să înceapă diversificarea. Absolut. Copilul trebuie să stea bine în funduleț, în primul rând, să înceapă să întindă mâna, să facă transferul obiectelor. Copilul îți arată singur când vrea să înceapă diversificarea. La fel, un copil alimentat cu formulă, la el diversificarea, formula constipă, fiind o, în general, o formula cu mai multă proteină, constipă. La ei se recomandă, pediatrii americani recomandă începerea diversificării cu sucul de fructe. La cei alimentați natural se recomandă cu supa de legume. Dar văzând și făcând, de multe ori recomandăm mamele rețete. Da, da, să-și urmeze rețete. Instinctul. O mamă n-are cum greși și o lăsăm pe mamă să-și urmeze instinctul vis-a-vis de diversificare. Dar și, alimentele pe care le introducem la masa copilului se introduc treptat. Într-o zi când începem diversificarea. Absolut, încercăm cu un singur aliment, nu încercăm sigur, și cu banană. Un și aliment cu... Să supă. Zicem, îl poți introduce într-o săptămână, uneori chiar două. Da. Și după aceea se introduce următorul și la fel, deci nu introducem brutal un aliment. Și nu disperăm dacă refuză alimentul respectiv. La 3-4 zile, deci dacă refuză un aliment, îl lăsăm în pace. Pentru că dacă a doua zi vei veni și o să îi administrezi același aliment, sigur îl va refuza. Lași 2-3 zile să uite de acel aliment și mai încerci. Sunt copii care nu doresc să mănânce. Nu, și au personalitate. Din păcate, sunt copii care se bazează foarte mult pe laptele de mamă. Da. Acesta nu trebuie scos din alimentație. Nu. Acesta poate rămâne și până la vârsta de 2 ani. Îi asigură tot ce-i trebuie copilului. Sunt copii care deschid bluza mamei după ce au mâncat mâncare la 3 ani și spun, acum doresc un desert, dăm un desert. Sunt copii care sunt alăptați și până la 3 ani. Cum ne dăm seama, care sunt semnalele de alarmă că e ceva în neregulă cu bebelușul nostru vis-a-vis de starea de sănătate? Am vorbit de alimentație, dar și de starea de sănătate. În primul rând, mamele trebuie să învețe că și învață în timp singure când este o problemă cu copilul. Un plâns care nu poate fi liniștit, nici dacă copilul este luat în brațe, nici dacă se face ceva pentru el, poate fi un semnal de alarmă, mai ales la un prematur care a avut o patologie în maternitate. Sau din contră, un plâns mai, cum spunem noi, mai scâncit, mai stins, sau un somn mai prelungit, la fel, pentru acești prematuri poate fi un semn de... Sau o modificare bruscă în comportamentul copilului, în ritualul lui zilnic, dintr-o dată devine mult mai apatic, mai retras sau mult mai nervos, atunci este clar ceva în neregulă. Sau dacă nu vrea să mănânce, refuză mâncarea. Refuză alimentația. Refuzul alimentației a nu fi confundat cu erupția dentară. De multe ori copiii la erupția dentară refuză alimentația. Și nu trebuie confundat refuzul alimentației cu o modificare a stării de sănătate. Dar de regulă la... Poate fi și asta. Da, deci trebuie luată în considerare dacă copilul era bine mersi până azi și azi a început să nu mai dorească să mănânce.
a avut și un pic de febră. Vor mai mult la mama în brațe. Da, vor mai la mama în brațe, da. Au, adică mamele învață în timp, dar nu trebuie să fie dependente nici de termometru, pentru că mama simte foarte bine la mână atunci când copilul este mai fierbinte. Deci nu-i luăm temperatura din 3-3 ore? Nu, nu-i luăm temperatura nici zilnic. Mai ales în sezonul cald, copilul poate să facă și febră de sete, că nu-i hidratat suficient. Păi tocmai, pentru că și aici trebuie să ne gândim cum este îmbrăcat copilul, ce temperatură avem în casă, dacă a primit lapte cât trebuie, deci cum spunea doamna doctor, acea febră de sete, care în momentul când i-ai administrat o cantitate mai mare de lapte, nu ceai, lapte, îl pui din nou la sân, o să-i scadă febra. Sau prin supraîncălzirea, prin îmbrăcăminte exagerată, cum se întâmplă în România. Deci mergi pe stradă vara, când sunt 38 de grade, 37, 40 să resimt în aer și vezi un copil într-un cărucior pe care de fapt bănui că acolo este un copil, pentru că este acoperit în totalitate ca să nu răcească. Iar mama este cu o rochie, cu bretele, și te întrebi totuși de ce? Doamnă, dar nu se poate, dar să nu răcească. Așa se întâmplă și în spital. În maternitate temperatura uneori este mult deasupra normalului, adică sunt zile când se ajunge la 28-30 de grade în saloane și vara vorbesc. Cu toate acestea, deși există un sistem central de ventilație, nu dorește nimeni să dea drumul la acel sistem de ventilație ca să nu răcească copilul. Încât și acest lucru trebuie să-l învețe, că și iarna copiii trebuie scoși afară, chiar dacă este ger, nu trebuie să ningă sau să fie ceață sau știu eu, vânt, dar dacă este ger, este chiar indicat să fie scos, dar nu cu un fular care să-i acopere gura, nasul și ochii. Copilul totuși trebuie să respire aer și nu prin acel fular. Dar la cât timp îl putem scoate afară din momentul în care s-a născut? L-am născut iar, n-am ieșit din maternitate, în cât timp? 3 săptămâni. La 3 săptămâni iarna și la 2 săptămâni vara. Dar până la a ieși afară, nu, bunică, îl aerisim camera și îl scoatem. Aerisim camera, dar nu-l ținem în dreptul geamului. Nu-l ținem în dreptul geamului, dar nu-l scoatem de acolo. Îl lăsăm acolo copilul. De obicei se scoate copilul, se aerisește camera. Nu, se aerisește camera cu copilul înăuntru. Înăuntru, da. Și se face baie în fiecare zi. Așa, vreau să vă întreb. Se face pentru că foarte multe mame nu i-am făcut baie că e frig afară. Și eu le întreb, dar scoateți cada afară și faceți baie afară? Deci a răci nu înseamnă așa cum noi ne spălăm în fiecare zi și copilul trebuie să îi se facă baie în fiecare zi. Nu renunțăm la acest lucru. Și dacă este un copil sănătos care n-a pus probleme vis-a-vis de sănătate, cât de frecvent îl aducem la controlele medicale? Deci, în primul rând, trebuie să stabilească împreună cu medicul de familie pe care îl are aceste controle medicale. Deci este foarte importantă relația dintre medicul de familie și familie și mamă. Din punctul meu de vedere, medicul de familie este pionul principal în îngrijirea copilului, deci îl preia din maternitate imediat la externare. Deci normal ar trebui ca s-a externat azi, cel târziu a doua zi să fie preluat de către medic, să-l examineze și să vadă în ce familie este crescut și în ce familie a venit pe lume acel copil. Pentru că sunt familii care au nevoie de mai mult suport și sunt familii care au nevoie de mai puțin suport. În general, nu trebuie exagerat cu aceste controle. Dar până la vârsta de o lună, eu
le recomand mămicilor ca să fie văzut măcar o dată pe săptămână un nou născut normal, pentru că dacă vorbim de prematurii care se externează din maternitate cu toată patologia lor, aceia trebuie văzuți cam zilnic în primele luni de viață. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această după-amiază. Mulțumesc telespectatorilor. Seară bună de la Iași!